Spectacol deosebit vineri 3 martie pe scena Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani. Protagoniștii au fost elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic Miron Costin din zona Vale, care au pus în scenă momente pline de talent, muncă și dăruire, cu ocazia zilelor școlii. Timp de o oră, mai mulți liceeni, dar și foști elevi ai școlii, talentați atât la a mânui diferite instrumente muzicale, cât și de a cânta cu vocea, au făcut un show de zile mari. Printre cele mai deosebite numere de interpretare a fost și cel a unui tânăr, fost elev mironist, actual student la Facultatea George Enescu din Iași, Emanuel Băiceanu, care a pus în scenă momente de operă. În partea a doua a spectacolului, un cor format din cadre didactice coordonat de Cristina Pavel și-a arătat maestria. Sper că spectacolul de astăzi v-a pus o picătură de primăvară în suflete și că v-a încălzit sufletul și inima. Mulțumim doamnei profesor Pavel Cristina, care este motorul acestui spectacol. Vă rog să aplaudați. Spectacolul de astăzi înseamnă talent, înseamnă muncă, înseamnă dăruire, înseamnă bucurie. Vă rog să aplaudați pe colegii mei, pe echipierul meu, care este 100% spirit mironist, și în ultimul rând pe dumneavoastră, stimați părinți și dragii noștri elevi. Mulțumim foștilor noștri elevi care sunt alături de noi astăzi, mulțumim Emi, mulțumim Ștefan și Matei. Asta înseamnă că nu am fost un liceu foarte rău și că am reușit să vă sădim acolo un grăunte de dragoste. Cu multă dragoste acest spectacol pentru dumneavoastră. De precizat este faptul că la fiecare început de martie, Liceul Teoretic Miron Costin serbează zilele școlii. Instituția de învățământ cu clase de la învățământul primar și până la cel liceal a fost înființată la 1 iulie 2000, având sediul în municipiul Pașcani, strada Izvoarelor, prin reorganizarea școlii cu clasele 1-8, numărul 4. Fosta școală numărul 4 a fost înființată la 15 septembrie 1976. În anul 2004 au absolvit elevii primei promoții a liceului.